Domnule președinte al României, vă vorbește un țăran. Nu sunt de la țară, dar aș vrea să considerați că vă vorbește unul de la țară, de la talpa țării. Adică aș vrea să considerați că acesta este un mesaj de la un om simplu către dumneavoastră, care ar zice cam așa. Domnule președinte, după cum sunt sigur că sunteți informat, există în țara asta multe probleme. Multe probleme care trebuiesc rezolvate. Probleme pe care v-ați angajat să le rezolvați. Acțiunile dumneavoastră din prima perioadă a mandatului ne fac să credem că ați uitat de angajamentele pe care vi le-ați asumat și pe care vi le-ați luat. Activitatea dumneavoastră este mai mult mondenă decât executivă. E adevărat, puterea președintelui, puterea dumneavoastră nu este una executivă, dar cred că nu e foarte dificil să aveți întâlniri cu primul ministru în care să puneți problema problemelor românilor în discuție și să rugați sau să influențați cu pârghile pe care le aveți la îndemână rezolvarea lor. Mondenitățile sunt bune și utile, dar în altă parte, noi avem probleme cu sărăcia, avem probleme cu analfabetismul, avem probleme de infrastructură, avem probleme grave, domnule președinte, care, ciocnind un pahar de șampanie pe Elisee, nu se rezolvă împreună cu ceilalți șefi de state și de guverne, unde, de exemplu, ați fost să vă întâlniți ultima dată. Așadar, domnule președinte, eu ca simplu țăran, ca simplu om din popor, vă întreb, veți respecta ceva din promisiunile dumneavoastră? Când veți începe să lucrați pentru români, așa cum dumneavoastră v-ați angajat să o faceți? Domnule președinte, avem probleme mari ca țară, ca popor, ca stat. Și acum vă mai spun și altfel. Există multe voci care deja au început să vă conteste. Este regretabil. Mie, ca simplu om al acestei țări, nu-mi convine situația. Aș vrea ca președintele meu să fie vorbit de bine, să fie respectat. Aș vrea ca președintele meu să mă reprezinte într-adevăr, așa cum chiar dumneavoastră ați spus că veți face. Aș vrea ca președintele meu să mă ajute într-un fel, să influențeze niște decizii care mă pot ajuta pe mine, omul simplu, sărac și vai de capul meu de la talpa țării. Aș vrea ca președintele să nu ajute clasa politică, să nu ajute imaginea președinției în detrimentul meu, al omului simplu și amărât al acestei țări. Sunt foarte multe probleme, domnule președinte. Sigur le cunoașteți. Sigur le puteți rezolva, măcar parțial, măcar influențând rezolvarea lor la nivelul factorilor care au această putere, pentru că știm cu toții că nu dumneavoastră rezolvați problemele drumurilor, ale sărăciei și ale școlilor. Dar puteți decide, puteți decide să ajutați și să influențați rezolvarea lor. Președintele, prin definiție, e un om respectat și ascultat într-un stat.
Nici dumneavoastră nu faceți excepție. Trebuie să fiți un om ascultat, un om respectat și un om ale căror dispoziții până la urmă trebuie respectate. Dumneavoastră nu puteți fi altfel. Mai ales că dumneavoastră sunteți umblat în Occident, cunoașteți foarte bine cultura și cultul lor, al occidentalilor, pentru protecția cetățenilor, pentru ajutorarea cetățenilor. Sunteți de sânge unul de al lor. Vă întreb, ce faceți cu mine? Pentru dumneavoastră probabil că e plăcut acolo la cârma țării. Am citit informații și bârfe cum că vă țineți mai mult de șprițuri decât de treabă. Citim cu toții că acum Facebook-ul, vorba aia, ne leagă sau ne dezleagă pe toți, cum vrea el. Și cum vor oamenii care scriu acolo până la urmă, pentru că este o mare, mare forță Facebook-ul ăsta. Și nu numai. Așadar, domnule președinte, faceți și pentru mine ceva. Faceți-mă să mă simt și eu mândru de dumneavoastră. Faceți-mă și pe mine să simt că o măsură, nu mă refer la protecție socială, pentru că nu tuturor românilor săraci sau neajutorați li se aplică protecția socială. Dar mai sunt atâtea alte măsuri. Mai sunt atâtea alte ajutoare pe care le puteți da. În fel și chip. Știți la ce mă refer? Știți dumneavoastră mai bine, mult mai bine decât mine. Faceți-mă să simt și eu că ați început să intrați în pâine. Faceți-mă să simt și eu că președintele meu este cu mine. Începe să legiferați ceva. Nu-mi permit să vă dau sfaturi, dar cu tot respectul, nu vă văd. Adică vă văd, dar la dineuri și la întâlniri cu diversi. Nu vă văd acolo, în fața computerului. Nu vă văd în întâlnirile cu factorii decizionali care pun sau pot pune lucrurile în mișcare în țara asta. Să repare drumurile, să pot să mă mișc și eu, să nu mai rup roțile și tobele de eșapament. Pot repara o școală, să nu se mai ducă copilul meu și să-i plouă prin tavan, pe bancă și pe gât. Se pot face multe, domnule președinte. Se pot face locuri de muncă. Să nu mai stau acasă și să se uite toți urât la mine. Că nu vreau să muncesc. Că sunt puturos. Nu știu că... Nu știu. Știu oamenii, dar asta e vorba. Asta e impresia. E o înlănțuire nenorocită care ne ține pe toți, mai mult sau mai puțin, acasă. Sper că realizați că nu vorbesc în numele meu. M-a ferit Dumnezeu de oricare dintre aceste probleme, dar oamenii, românii, domnule președinte, mulți dintre ei au nevoie de ajutor. Și dumneavoastră nu li-l acordați. N-aș vrea să fiu critic, acid, rău sau terorist la adresa dumneavoastră, dar, domnule președinte, ascultați și unul ca mine. E în regulă să aveți întâlniri cu vârfurile lumii, dar ascultați-mă și pe mine, domnule președinte, că până la urmă eu ridic țara asta. Eu am ridicat-o și eu am să o ridic și de acum încolo. Bătaia pe mine este, pe omul mic, omul din popor, omul sărac, țăranul din mine. Pe mine este toată bătaia acestei țări și acestei lumi.
E în regulă să vă cer să mă ascultați și pe mine. Vi se pare extraordinar de mult sau de exagerat? Eu zic că nu, domnule președinte. Eu sunt convins că nu o să vedeți dumneavoastră filmulețul ăsta pentru că nu aveți timpul necesar să vizionați filmulețe pe YouTube, dar mesajul sper că a fost bine recepționat de cei care vor vedea filmulețul și sper că nimeni nu consideră că am exagerat în exprimare sau am fost un ticălos în această alocuțiune, dar trebuie să înțeleagă domnul președinte al țării noastre, domnul Klaus Iohannis, că e timpul sau era de mult, dar nu e foarte târziu, nici pomeneală, să apuce volanul și să plece în cursă, să-și ajute oamenii care l-au votat și care au avut încredere în dânsul, să vedem și noi că se întâmplă ceva. Uite, domnule, o inițiativă a domnului președinte, care răsfrângându-se cumva așa în tăvălugul ăsta de exerciții democratice și politice, se răsfrânge în bine și asupra mea. Simt ceva. Am și eu senzația că președintele mă veghează și mă ajută. Gândește la necazurile mele. Ăsta e mesajul. Vă mulțumesc foarte frumos pentru atenție. Să ne revedem cu bine într-o ediție următoare. Sănătate!